Bună dimineața și bine ne-am regăsit, dragi dependenți de feeder. Iată că ne aflăm pe pila 2, Iazul Bila 2, la un concurs. Și de data aceasta, domnul... În compania mea. În compania domnului Sârbu Heineken ca și, Mihai. Ca și concurent de data asta, ca și partener. Da, exact. Astăzi este o să fie un concurs pe echipe. Și bă, vedeți așa că sunt foarte fericit pentru că îmi place la nebunie ideea asta de a pescui în echipă. Lampa se împarte mai frumos altceva, în doi, da, nu? Exact, da. De altceva faci o lampă, na, nu, parcă nu e supărarea atât de mare. Te încurajezi unul pe altul, bă, întotdeauna, data viitoare o să fie mai bine. Putem să dăm vina unul, da, pe altul? Exact, da. Putem să... Da, deci, după cum vedeți, plin de optimiști, astăzi de optimism. Avem mai multe scuze, sau cel puțin să împart, nu? Se împart, da, da, corect, corect. Așa, da. Și o să vedem despre ce e vorba. Astăzi standul 25, Sârbule. 25, dar eu l-am tras cu mâna mea. El cu mâna lui. Bă, are asta, că el nu poate să dea la distanță și are o lene în el. Ce ai zis? Da, am zis să-l obosesc puțin pe Cătălin. Asta în cazul în care o să meargă pescuitul sus. Da, să vedem ce o să se întâmple. Adică, nu? El astăzi doar trage de pești, cum s-ar zice, dacă noi nimerim ceva. Și acolo să vedem, că nu știu, să dea Dumnezeu să prindă, știi, să avem de ce trage. De ce trage. În cazul în care obosesc, exact, ți mai predau și ție. Da, deci în materie de strategie, ca să zic așa, ce avem? Avem malul opus. Malul opus, am clipsat două lansete. Exact, am găsit în 60. 1 de metri jumate aproximativ. Ai găsit tare acolo? Am găsit ceva tare, ceva ok. O să nădim acolo. Nădește acolo din coșuleț, să vedem dacă poate. Și bă, cam asta este treaba. Deci oricum vad întotdeauna trebuie să-ți faci vad. Am zis, e indiferent ce ar fi și iarna la copcă să faci vad. Pentru că nu o să știi niciodată dacă o să meargă bine, dacă nu o să meargă la fel, ce ai pierdut un kilogram de nadă. Dar măcar ai un loc pe care să-l mai cauți. Deci întotdeauna vă faceți vad. Sfatul meu. Ca echipament, hai să ne lăudăm acum, nu? Ne lăudăm? Echipament? Păi nu știu, tu să spui că eu nici nu știu cu ce să pescuiesc. Astăzi Sârbu a venit cu scaunul, masa și da, fizicul. Da, dacă vreți vă prezint scaunul. Da. Păi n-avea niciun sens, pentru că nu pot să pescuiesc cu 4 lansete deodată, 5 lansete deodată. Fiecare trebuie să pescuiască cu câte o singură lansetă și cum am redundanță inclusiv pe cele de distanță și de cele apropiate, n-avea sens să umplu mașina cu bagajele la 2 inși. Așadar, astăzi o să folosim scolele mele, adică astea de aici, după cum vedeți, două valtăruri cu mulinete, nu-s Basia, că toată lumea mă întreabă, Basia, alea e scumpe, domne. Astea-s Basia săracului, sunt emblemuri care costă mult mai puțin decât Basia, engaugiurile, evident, pentru pescuitul pe apropiere și mai avem o lansetă de nădire, care este acolo. Hai să coborâm și să vedem ce și cum. Da, nădire cu coșuleț. Asta, dar uite băi, Sârbule, bă, am uitat să ia pune asta pe acolo pe masă. Aici e o chestie de în teste, nu contează. Ia să vedem noi ce mai avem pe aici. Nada. Astăzi, după cum v-am obișnuit, când e vorba de crab, cel puțin în perioada asta rece, nu mă interesează, îi dăm granulație mare, fish and krill și perfect minimix, peletele de 1,5. Cam așa arată, ia, coșulețul de nădire. Deci ăsta e coșulețul de nădire. 7 pe 5. Da. Îi dăm cu ăla. Avem aici momeli, ditati pentru toți, dar o să-i dăm cu de-astea așa frumos, sigur. Nada, după cum v-am zis, așa arată, gata preparată, e granulată, avem cronometru aici fiecare, am și eu unul și are și el unul, ca să știm cum pierdem vremea. Cârlige legate. Și cârlige legate, dar îți dau eu cârlige, nu-i problemă, Sârbule. Și cam asta o să fie treaba, așteptăm și noi să înceapă concursul. Să putem să nădim, să vedem dacă poate să nădească la distanța aia, oricum e destul la 61 de metri să dai coșuleț, cam greu. E adevărat. Vedem ce. O nimerim noi cumva. Foarte frumoasă balta și foarte frumoasă ziua de pescuit. Evident, trebuie să
să ne gândim că e noiembrie, totuși, nu ne așteptăm să fie ultra activitate, să omori peștii, scoți unul după altul, dar e noiembrie pentru toată lumea. O să fie foarte, foarte interesant concursul, pentru că va fi și chestie de localizare, adică nu localizarea pe care, și localizarea pe care o faci tu pe stand, dar sunt sigur că vor fi locuri și zone unde nu or să fie pești. Și eu, astăzi, dacă nu bate vântul și o să fie atât de cald, vă spun clar că nici nu o să se miște. Dacă ai pește pe stand, o să prinzi, dacă nu ai pește pe stand, cam greu, dar pe Bila 2 sunt niște carași imensi. Deci s-au prins, chiar vorbeam cu Remus Bursan, e lângă noi acolo. E primul ponton de aici, nu știu dacă se vede. Remus, fă cu mâna! Așa. Așadar, chiar zicea că a fost cineva la antrenament joi și în 28 de carași au avut 21 de kilograme de pește. Deci pe undeva, pe la 700 grame medie, 800, care nu-i puțin, adică da, vorba lui Sârbu, nu e puțin. Peștii de pe Iazul Bila 2 au crescut, sunt niște pești foarte frumoși și au medie cam 4,8-5 kg media. Vârfuri la, cred că la 13 kg s-au prins, cam așa. Dar nu sunt extraordinar de mulți, deci nu... Cum peste 9 au ieșit destul de... Da, peste 9 kg, da, au ieșit destul de mulți. Dar totuși, na, e greu de pescuit, așa că și carasul, dacă reușim, uite, exact, vadul măcar să ne omoare carasul pe vad. Și asta e un motiv pentru care e bine să-ți faci un vad. Chiar și caras, dacă este, nu contează, e bun și carasul. Așadar, așteptăm să nădim și sperăm că o să putem să revenim cu niște drilluri, niște pești, cine știe. Da. Să revenim cu măcar cu captura, captura concursului. Captura concursului, da. Bă, n-are ghiborț. Bă, e ghiborț aici, da? Păi avem, da, nu știu dacă au făcut cu pești pentru cel mai mic pește, da? Păi CMMC ce înseamnă? Că de-aia nu l-am prins niciodată. Nu înseamnă cea mai mică captură? Nu știu, nu cred. Nu? Cea mai mică cu siguranță au fost zile în care ne-a ieșit. Ne-a ieșit, da. Cu cea mai mare a fost mai greu. Da. Na, vom vedea ce va fi. Dar, băi, frumos afară. E frumos, da. Măcar vreme. Companie plăcută. Ce să mai... Deci o să fie o zi absolut superbă. Cu sau fără pește, nu contează. Da, îi dăm noi ceva, vedem. Ne revedem în codă. Pleacă-te pe aia, Sârbule, fără milă. Nu ai dă mile. Mame, ți-a rămas înaintașul textil? A rămas, da. Vezi că mai e mașină în torpedou, încă un coșuleț, hai. De acolo. Nu știu ce s-a rupt, s-a rupt firul acolo. Leagă-l pe direct acum, n-ai ce-i faci. A nădit Sârbu. A nădit Sârbu de... L-a rupt pe pește. S-a lăsat pe ea până când s-a lăsat cu ruptură. Eu o să... Hai. O să încerc să încerc să-i dau câteva sus până face Sârbu aia, ca să nu pierdem timpul. Prima să ducea cu... Ia, dăm puțin la mine, te rog. Ia, stai că vreau să văd. Ți-am zis că e la limită de nădit cu coșulețul ăsta pe 60 ceva de metri, că nu e, ușor nu e. Da, între ele. A, între ele, da. Ia, plecăm pe ea. Ăsta e fips. Cam greu. Ce?
Vezi tu, te descurci tu, sârbule. Am venit cu necazul la pescuit. Prima lansare la nădire grea, mi-a rupt coșulețul. L-am pus să recupereze și lanseta, să scoată de malul opus, mi-a rupt metodul. Și acum face drill cu lanseta mea, că eu sunt la muncă, trebuie să pun înaintaș. Hai să nu pierdem pește. Bă, nu mă interesează, te descurci singur, frate. Eu am treabă, iartă. De fapt, fii atent, până când o fac pe asta. Poți să mi dai pe până îi pun eu înaintaj la aia. Ha? Pe coada de micio, bă, nu face de astea. E ultima. Bă, nu e ultima, da. Adică e ultima de la noi, da? Ce mai avem, bă? Nu mai. Punem un cârlic pe asta la altă. Să pescuim și noi totuși cum. Cu două lansete în timp ce... Ai dat în el, dar cum ai reușit tu să pui firul pe el? Eu nu știu că recuperăm. Ai, ai. Și ăsta e luat pe solubilă. Mamă, ce are? Ce are, mă, frână? Hai să... A? Păi dar nu e setată, nu te bate. Lasă-o așa. Mă bate frână. Unde ești cu peștele? Trage și tu în dreapta de el ca să-mi faci și mie loc să pescuesc. Da, mă, tu te ieși cu el, da, mă, în dreapta, trage de el în dreapta. Nu mai e răzare, nu mai mă luam așa. Pic și poc, mă, ești nebun. De-aia îmi plac mie concursurile astea în doi. N-ai cum să te plictisești. Hai de cum să râi. Ne-am ales noi soarta, frate. Poți să chibare? Poți să fac chibare? Că mă doare mâna, poți să fac chibare. Ce om, bă, băiatul. Bă. Ține-mă lanseta pe dreapta, mă. Pleacă de aici, pleacă de aici. Lasă-mă să pescuesc. Arunc camera în gârlă, nu? E bine. Gata, mă. Acum asta pescuiește. Și să ne apucăm de legat înaintaș. Până un alta, îl prezentăm aici pe domnul. Pe domnul sârbu, stai să punem asta aici lângă. E ten? Ai de capul meu. Hai că te ajut. Aolo. Bă, nu că e ten. Nu mi-am făcut datoria, acum a fost și datoria. Ten a pus că are ce să așteptate. Dă-i drumul la... Prin. Ai de cap. Uite tenul ăla aici. Mamă. Mamă, ce pește frumos, bă, băiatule. Nu îl băga în sac, mă, cântărește. Stai, mă. Aolo, sârbule. Ce? Ce? Stai să-i scoatem asta aici. Eu uite, bă, ăsta și mâncat, a mâncat mama mea la bă, băie. A mâncat nad. Scoate-i cârligul de mără, poți? Da, mă, l-ai scos? Păi nu l-am scos, că n-am apă. Dacă nu stă, e trecut și pe partea altă. Păi nu mai puteam ca să fac așa. Bine, tu l-ai înțepat, n-ai. Ha? Tu l-ai înțepat. L-am înțepat. L-am intrat stângul, nu? Nu, las-o jos. Vino de asta cu... Alta, păi și tu. Udo puțin, păi tara. Iau, se vadă aici frumusețe pește. Hai că îi ții mâna așa ca să nu... Îi ții mâna la ochi? Ca să nu ne vadă, da. Ha? Se sperie, da. A, uite. Dă-mi voie, sârbule, să lansez, să muncesc. Ha?
Dai voi, nu? Bă, deci ten prins pe solubilă. E incredibil. Prosopul tău? Păi de unde se știe unde e prosopul tău? Șapte, nouă, cinci, zero? Frumos! Bă, rău nu e, stai așa, lasă-mă să azvârl. Asta ți-o pui tu aici, sârbule, cum consideri tu de cuvință. Pă, câtă muncă, bă, băiatul. Puțin, domnul, uscur. Trebuie să fac cealaltă lansetă. Pă, domnul Sârbu. E de la lansetă, tot la aia, nu? Am înțeles. De data asta i-a tras la lanseta lui, că am făcut schimb. Că, da. Zic, de mamă mie pe aia, dacă... Da, da, ți-am dat-o pe aia prinzătoare, da. Dacă tot nu aruncă și rupe tot ce pune mâna, Văd că materie de drill-uri se pricepe, dacă a scos peștele. Gata, domne. Gata, unde ți-am găsit slujbă, sârbule. Da, ești om de drill. Recuperator, da. Ești pe recuperare, frate. Și astăzi eu sunt aruncător minciogar. Bă, dar cum am reușit să luăm noi tenul ăla cu capul așa mic? Hai să vezi pe ăsta. Cum l-am băgat. Așa mare zici tu că e? Nu știu, a plecat mai nervos, a fost cel puțin pe... Aia, de obicei... Bine, eu n-am prins prima parte din... Nu, ăla a fost cu minte, ăla tenul, stai liniștit, a venit încoace, liniștit. Dar, de obicei, ăștia nervoși de pleacă din prima la țeapă, sunt mici, de obicei, da. Nu știu, ai simțit, a dat un pic de cap? Bă, da, ați venit așa. Nu, dă din cap, da. Hai să vedem ce o fi, poate. Dacă dă din cap, da, trebuie teoretic să fie mai mică, e mai, nu? E mai scurt. E mai scurt, dacă are loc, dar tot să sta timp. N-are ceafă atât de lată, de-aia dă din cap, știi, veștele când e mic. Dacă e mare, având ceafă lată, nu poate să dea stânga dreapta din cap. Prea-mi place frâna, adică e prea fină. A? E prea fină frâna asta. Da, e prea rapidă, da. Da, prea rapidă. Ia uite, bă, sârbule, bă, duc vă drill, bă, băiatule, bă, bă. A, vedem așa cine pula mea mică. Ai, da, capul meu, mi-am luat țeapă, mă, n-a fost, mă. No. Mi-am luat țeapă fitofagul ăla de pe suprafață, cred că mi-a dat. Nu e nimic. Las că, uite, eu mă chinui să recuperez repede. Ca să pot să lansez. Tu rămâi cu peștele pe dreapta acolo, ca să nu mă deranjezi. Se duce el unde vrea, a? Mai ține-l și acolo. Bă, așa ceva. Le dăm. Peștii trebuie să pape. Trebuie să mânce peștii. Nu, o sârbule. Să mâncă și gura lor. Nu vezi că toată lumea iarna pescuiește cu papanele de alea mici, cele mai mici, cele mai... Încă nu e iarnă. Momeală mare, pește mare, a? Momeală mare, pește mare. Nu era vorba. Acum să vedem cum face să nu dăm lansetă în lansetă, nu? Când arunc eu acum, nu? Că mă dă eu mai așa. Lasă-mă, că nu mă deranjez, stai niște. Hai? Să-l aduci pe calea cea dreaptă, a? Așa, bun, hai că eu mi-am făcut treaba, terminai ce avem de făcut. Bă, dar e la vecin, nu glumă, sârbule. Să-l vedem aici. Dacă uite, mă, mai am o meserie. Cameraman. Cameraman lucrat, lansator.
Deci încărcător, lansator, minciogar, cameraman. Care e ordine? Și mecanic la monturi, nu? Da. Trebuie să tai la... Bă... Trebuie să mai tai la montaj, că mai scăpăm câte o înjurătură. Lasă-mă, se întâmplă. Bă, cel puțin îmi umplu două pagini de CV în cazul ăsta. Da. Rău nu-i. Eu sunt puțin mai spurcă la gură. Păi tu ești din Taylor, mă, da. N-ai ce-i face, ai. Și zici, sârbule, că e frumos, a? Mă enervează frâna. Dar nu trebuie, mă, găsește o poziție, setează-o de așa. Bine, el se chinuie cu frâna și e frică și aia, pentru că este și bățul rigid, ca să înțelegeți. Bățul rigid, că e Valtru și e 018 pe principal și de-aia e frică. Mi-e cam frică. E frică, să nu fie singurică. Ai vreun unghi preferat din care vrei să te prindem? Da. Nu contează, nu? Arăți bine din orice unghi tu. Arăți pe drept. Păi ia. Asta, bă, că toți ajungem acolo, ho, dar unii se grăbesc, noi nu ne grăbim. E nervos, domnul Pește? E nervos? Da. Asta-l ușor. Care a venit mult mai cu minte. Și culmea e că de ten ți-e frică. Și la Mincioc a fost foarte cu minte. Poate, cine știe, o picatură? Bă, sârbule, trage și tu ușor de el. Ridică și tu bățul sus acum. Ridică bățul sus. Hai. Gata, lasă-l așa sus doar acum. De acum încolo nu mai poți susține. Ce? Uite că ai înaintașul, ești aproape, că ești cu înaintașul sus acum. Lasă-l să plece dacă vrea să... Hai. Am văzut ce a făcut, dar ești pe sufir, e ok, nu e problemă. Bă! Nu m-a agățat. Am agățat și un pește acum, na. Ia-ți-o pe asta. Nu vrea să vină ăla, a? Lasă-mă că eu sunt pe deasupra acum, tu nu vezi? Dublu drill. Ia să-i pregătim până stau eu aici, ia să-i dăm și drumul la frână. Așa. Că e frâna strânsă de pe lansare. Îi pregătim aici lui Sârbu. Nu-ți place că e obosește? Auzi, domne, obosește trăgând de pește. Păi de ce, mă, sărbule, să obosești trăgând de pește, că nu înțeleg? Ești mai firavă? Carcasa? Nu-l ajută fizicul. Oi, dă capul meu, sărbule. Ia aici scula. Dacă eu cer să-l țin pe sus ca să nu te deranjezi aici. Vrei să te ajut eu cu miciogul? A? Zi-mă. Nu e panică, mă, ia și fața acolo. Să-mi fac drill-ul, nu? A, tot, domnule. Uite, mă, și așez, fii atent. Ca să nu te deranjezi. Hai că ești pe înaintaș acum, ești ok. De-aia trag și... Ai de capul meu, sărule. Păi ăla are 10 kg, bă. Dă-mă, că... Păi. Vrei să... A? No. Bagă-l cu capul, bă, că invers nu intră. Nu intră așa, sârbule, capul bagă. Dă-mă la mine. Dă-l cu acela la mine, lasă. Hai, gata. Oh, ca să înțelegeți de ce. Gata, lasă-l că mă descurc. Te descurci, da? Și acum trebuie să... E greu, mă, și cu camere, și cu dale, și cu crab, și cu...
Păi fii atent. Da. După ce... Ha? De gorjor n-am. Ce să fac eu cu de gorjor la crap? Păi cârlige două, mă, pește mare, cârlig mare, bomelă mare. De camion pește. Nu ne jucăm, bă, sârbul. Dă-i. Dar eliberează-mi și mie minciogul până una alta. Îndreaptă și tu camera spre mine. Hai că ai pus-o. Da. Așa. Ai de capul meu. Bă, ce crezi că am prins? Ten, frate. Bă, nu e bine. Nu e bine. Deci nu e bine, trebuie să stau cu el acum. Ce, mă? Dar dă-i, mă, bă. Cum adică ce să scoți? Ia ține tu de pește că-l scot eu. Ia. Are cârligul intrat. N-are, mă, nimic, las că mă descurc eu cu el. E legat pe trână? Da. O, mai umbli la aia, că n-ai zice. Nu încerca să-l bagi din prima la micio, crede-mă că ăsta e mai bulangist. Da, l-am văzut că o încearcă cu noi, să știi. De-aia nici n-am tras și eu de el. Băgăm la sac pe ăsta. Da, mă, ți-am zis că mă descurc. Stai. Așa, pe ăsta la sac. Așa. Tragem aici. Bă, dar ce greu e ăsta, sârbă. Și o să-l cântări și pe ăsta direct când. Păi trebuie să sunăm că tenul. Dar mai întâi să-l scoți și pe urmă. Ce? Așa. Ia, o să filmăm și noi aici un drill. Tot ai venit. Yeah? O să treci la... Și la mincioc? Hai că o să trec, uite, aici la mincioc. N-ai nervos? Păi eu ți-am zis că n-ai ce să-i fac. Și e mai mic acela. Gata, o să trage de el. O, bă, la două mâini. Gata. Trebuia să facem cântarul în două părți, adică o să cântărim asta pentru captură. Bagă-l acolo, sârbule. Te bate peștele, mă? Ia, ca să vedem aici. Ia întoarce, mă, cântă-l cu fața la noi. Așa, 10 și... Cât are? Stai să vedem. S-a oprit? 10... Hai, mă, oprește-te. 10,750. Bun, sârbule, vă rog. E 9,520. Asta e captura bună. Momentă. Și eu trag la captură. Și eu mai avem tenul de cântărit. Da, ăla nu-l mai filmăm. Că n-are sens. Ia. Am, dă-i drum. Să mai vin încă o dată. Tot Cătălin, de data asta. Da, te filmezi. Te filmați singurul. Întrebați-mă pe ce. Suntem din nou în drill. Așa, ăla, să-ți dai seama, ăla. Hai că trebuie să mă uit la mine. Mai fă mișto, că să zic mersi că te filmezi. Să zic mersi, mulțumesc, sârbu, că mă filmezi, dar... Na, aia e. Tot pe negrese.
cu mine în prim plan. Hai să mă dau mai așa, aici despre ce e vorba. Să vezi și acolo despre ce e vorba, mă? Domnul, adică te rog frumos, am mai rog să te pun pe tine. Gata, gata. Dacă o fi ten, să vezi ce plângi, iar cântar. Filmează-l mă și pe ăla cu stelca, cu coveaua acolo. Uite, falda arbitru care a luat să se plimbe pe fiți. E tutăra mătenie, e tușier, mă. E tușier? Dar tutăra de corner. Nu e, cred că e arbitru de rezervă, că nu după aceea, e tușierul să mai alergă. Ba nu e? Hai gata că am spus mă cam mult. Cam mult, da? Auzi. Hai mă că e mic, nu vezi care? E colegul foarte harnic, mă râncă o femeie mic. Dacă nu-i solicitat, omul spune, dar lasă-te, vă punem acum, bă, nu știu, dar se ține bine, să știi, adică nu, nu mai e ca pe ăla de mai adineori. Dar chiar, mă, primul crap pe care l-am prins și eu, cel mai mic a fost. Da. Păi nu mai bine tragi tu de ei, mă, și filmezi eu? Că tu-i scoți pe ea mari. Păi da, da. Și tenul a fost mare. Nu contează cine îl înțeapă, iubă. Dacă pui tu mâna pe lansetă, se încrace pe parcurs. Cum a zis-o fizicul, vrei mâine pe parcurs. Doamne. Doamne, dacă echipa poc și încălzit, pic și poc. Dezbrac, nu bă, băiatule, dar uite-te și tu ce... Uite, ce? Ce-ți pare rău? O fi, stai așa să nu fie cum... Ba, ea mea, e pe dedesubt, da. Nu, no. E pe dedesubt eu cu peștele. Vine aici, alarmă falsă. Alarmă falsă, las că pleacă și aia, stai liniștit. Nu știu, uite-te și tu pe-n spate, pe spatele ei ca să vezi ce filmezi. Păi apasă de un, apasă o dată pe ecran. Mă, vezi, a? Dacă mă știți și ora, pierde viziune. Ai șanse bune cu mine aici la cameră pe mine. Bă, Sârbule, dar știi ce mă gândeam? Că n-ai trosnit decât un Heineken, cred că... Bă, să nu-i treacă efectul, eu zic că te apuci după ce prindem și ăsta, dacă îl scoate și pe ăsta. După aia nu mai face față. Nu mai... Dăm doar cu una, Sârbule. Ai problemă. Bă, băiat. Lucrează, bă, da, lucrează și Walterul săracu. Ia, până la urmă. Depinde acum de unde. Da. Bă, dar e supărat ăsta, Sârbule, mă jur. Da? Da. Am spui când ești aproape să lași camera și... Să lași obiectul. Revenim. Te încerc să-l trag, de că uite, e tot pe dedesubt. Vezi? E pe sub cealaltă. Nu ți-o deranjezi. Bine că n-ai înțepat, drept. Uite, bă, până la urma urmei, stau acum și mă gândesc, e bine că ai rupt-o pe asta, că aveam monitor de 60 și n-ajungeam ca lumea acolo, vezi? Deci tu mi-ai făcut un bine, practic. Așa faci, nu? Să nu crezi vreodată că la mine și când fac greșit ceva e. Când faci rău, de fapt tu ești bine intenționat, nu? Am înțeles. Bă, până una alta, ia să vedem. Că ai ieșit pe înaintași. Gata? Nu, încă, ai răbdare. Eu oricum o să las camera aici, nu știu dacă se... În jumătate normal? Hă? În jumătate normal? Hai, nu jumătate, 3 centri. Hai că mi s-a părut mie. Păi băgați în cameraman. S-a băgat. Cameraman, păi așa. Bă, băiatule. Bețiv. Bețiv de... Să joc și cu rolul bețiv. Ah, uite mă, scaun aici, vă sărbure. Am găsit scaun, mă. Bă, băiatule, deci... Ia uite mă, ai... Opa, stai că nu e bine că uite nodul aici. Prind cu mâna de... Băi... Măcar mai dai două să-l prindi acolo, pă. Da, mă, da. Dar nu vrea el, e? Nu prea vrea el, nu vezi? Dar nu înțeleg de ce se ține halul ăsta așa, da? De pământ. Ha? De pământ. De pământ se ține? Da. Așa era și el al meu, ăla. Se ținea tot așa jos? Da, da, da. Să sperăm că ăsta e mai mare. Fie ăla de 12.
Doamne așa. Ea poate să fie și de 10, că nu o spus. Da, bine, evident. Doar că... Doar că e nervos. Da, bă, băiatul, tu nu vezi că nu vrea să iasă. Face, uite, vezi, face... Face cerculețe. Cerculețe, vârtej după la suprafață, nu se lasă, nu se lasă prins. A luat-o, da, a luat-o în amonte. O fi mrea, nu? Ia, mă, să vedem, sârbulesă-mă. Dar nu vrea, bă, băiatule. Eu sunt aici, tu când l-ai dat, eu nici nu știe. Nici nu știe, nu? Bă! Ia treci tu pe partea asta la altă, mă, să trag de el de aici. Că trebuie să zice. Are capul. A? Eu zic că are mai bine, sincer să fiu. Hai, tată, hai. Hai, e de la lung, bă, băiatule, bă. Dacă mai trei două bete, te duci în cap cum e. Bași pe lângă. Bă, dar nici eu nu vreau să-i mai dau drumul. Nu-i mai dau. Păi aia zic că nici eu nu vreau să-i mai dau drumul. Uite-l. Stai așa. Bă, ce nechine ăsta. Ăsta își bate joc de amândoi, să vreau să mori. Da, eu am și probleme cu spatea. Și mă țin într-o poziție necuzeasă. Cum stă ăsta cu miciucul, zici că vrea să-l înfigă în el. Să eu dau un sau cum ai fie de la dar ăsta cum iese, mă, că iese numai cu coada, săracu. Nu știu, mă, eu am mâncat cu coada? Aoleu, sârbule, ce crezi? A plecat după... A, ia, ia-l repede, că trebuie să înțep și la asta. Hai, ia cu tu cu lansetă. Trebuie să înțep și la asta, iertați-mă, dar n-am ce să fac. Aia e viață. Aldril. Așa, mă, mie îmi place să stau. Îți place să stai, a? Dar că mi-a luat ăsta, mi-a luat pansamentul, dar mă ocup după aia de... Ce, mă, ți se pare ăsta că e mai mare ca celălalt? A? Hai, lasă-i pe băie să cântărească. Ia tu aici. Trage de ăsta ca să pregătesc eu să arunc, că stăm cu una pe apă. Nu te las, mă, muncește. Muncește, sârbule, muncește. E caută și tu acolo dacă e reglată. Hai. Trebuie să ai LED-ul aprins ăla de sus. E albastru și nu e intermitent? E bine, înseamnă că avem și sunet. Sau poți să baci? Nu e intermitent. Poți să baci și casca în ureche să vezi dacă mă auzi pe mine. Da. Mă auzi? Te aud. E bine. Data trecută, probă, fânul se uscă mai bine pe sobă. Data trecută când am filmat, cred că am avut microfonul oprit, ca bou. Ei, dacă a lipsit cameraman. Da, a lipsit cameraman. Comandă softul direct. Uitați-vă să cum berea, bă, băiatule. Așa am făcut. Fâs și au plecat la setele și nebune. Așa s-au zis. Nu s-a oprit camera, se oprește doar ecranul. Dacă vrei să vezi ce filmezi, apeși doar pe el și se aprinde. Apeși pe ecran, da. Atât. Păi, nu știu, uite, acum trebuie să mă întorc eu cu peștele ca să-l las pe ăsta, că teoretic sârbul a luat primul, nu știu acum. Care depinde care e mai barbar cu peștele acum, care a tras mai tare. Ai de obicei la categoria asta cred că e bat. Botez repede și trag de ei. La categoria asta cred că e bat. Eu? Bă, n-am cu ce să trag acum de pește, frate, că dacă aveam... Adică mi-e târșe să trag, dacă eram cu engaugiurile alea, erau amândoi scoși, deși trăgea, erau câte unul la fiecare lansetă, îi trăgeam amândoi odată. Dar mi-e târșe de lanset. Care premieră, mă, că a mai fost unul? Păi da. Păi nu, dar am filmat eu.
Hop. Ce? Ce l-ai făcut de aia? Intra la apă? Pește mare, pește mic, hai la tine, la cârlig. Nu mă, după ce bulanjim, că nu te mai lași la apă. Că te duci peste omul. Hai, ia-l repede, că uite, sunt și eu cu ea la înaintaș. Bă, vezi că vergi berea, frate, dacă ai vărsat berea, se șterge cântarul, se arde foaia de cântărire, vezi că e ghinion mare, sârbule. E ghinion mare, sârbule, dacă dai peste berea. Știi că... Ai putea să-mi scoți și mie ăla. Păi nu, dar poți să iei peștele, să-l pui în saltea, să lucrezi cu cârligul cât vrei tu. Trage de-a, hai. Așa, îl scoatem și poți, și poți să faci cu cârligul acum ce vrea mușcă tău. Mai ales că uite-te și tu aici, frumusețe de pește, ce așteaptă să fie scos. Ia uite. Ia uite, sârbă. Opa, ia uite, sârbule. Acum e un dulap la pământ. E bun. Bă, ăsta trebuie cântărit. Ăsta e ăla al meu. Ăsta trebuie cântărit. Ia uite, om, ia uite, om, dă aici. La ce e? Hop. Hop, hop, la hop, hop, la negresă. Hop, negresa. Hai, mă, sârbule. Bă, dai. Gata? Ia-l de aici. Așa, ca să puteți să vă cântăriți. Ca să pot să mă apuc să lansez și eu, nu? Aoleo, ce muncă, bă, băiatule. Cântăriți-l pe ăla primul, ăla mare, ca să-i dăm drumul repede. Ia, mă, să dăm drumul la cronometre aici. Așa. Vino aici, că nu bate vântul aici. Care? Asta? A luat-o deja? Bă, ce țeapă mi-ai dat, sârbă. Mi-ai dat țeapă. Păi da, e feeder armul tău de rahat. A dat pe ea? Și așa era dată nasol. Ce? Păi scot eu pe ea la... Ai dat drumul la cameră? A? Păi nu e dată drumul? E dată. E dată drumul. Cât are? 9. E mai mic decât ăla, mă? Aș fi zis că era mai mare, să mă ori. 9 kg și puțin, nu are 10. Hai că poți să ai băgăm pe ăsta. Hai. 9275. Aș fi jurat, sârbule, că... E peste ăla? Da. Păi la cât de gras era, n-ai văzut? Când mă obosește, da, nu pot să încerc, dar... Bă, și așa, depinde. Când mă obosește, dacă îmi dă mare în jur, că mă obosește. Cât sunt ăștia? 10. Ce era cu 3 cât tu? Hai să se mișcească. Zece, 500. Și aia câți au fost, mă? 3 sau 4? 3? 3. Am obosit. Cred. Am obosit. Pot să stau să beau și eu cafea? Avem. Să ăsta vrea să bea o bere? Avem cafea? Dacă vrei pentru tine, da. Pe portiera din dreapta față. Și e exact ce-ți place ție, mizerie de aia chimicală. A, da? Da, exact ce-ți place. Hai să... Stăm și noi. Să ne tragem puțin sufletul, a?
Hai mă, sârbule, ai obosit? Nici nu mai iau acolo gură de vreme. Nu, ți-ai frică să te atingi de ea acum, a? Și din nou un drill. E frică lui sârbu, a zis că se apropie de momentul în care ar trebui să-i tragă și lui. Că am avut 3 dubluri drill-uri până acum. A? Sârbule? Cum ai făcut omuletele astea, mă, mâncați și gura ta, dar le-ai strâns, că-mi clănțăne manivela în mână. N-ai strâns și eu o bucală la manivela. Ăla l-am strâns eu sigur, că la unul am strâns sigur, dar celălalt nu. Deci astăzi, cel puțin, ne distrăm că avem și pește în față. V-am zis că dacă ai pește în față ai șanse să prinzi, dar... După cum ați văzut, îi dăm și ce își dorește, credeți-mă pe cuvânt. Adică chiar se apropie de iernaș, peștele trebuie să mănânce, nu să se joacă. Presupunerea mea e că de-aia am prins și 2 teni. Inclusiv ăia caută orice să bage în ei, că se apropie de iernat, dar aia au fost excepții, n-ai cum. Teni pe fishmeal, pelete de fishmeal și... Da, o excepție care confirmă regulă. Exact. Avem și pește în față, v-am zis, e ceea ce e ok. Dar pe de altă parte, locul din fața noastră nu e cu nimic mai special față de stânga și dreapta noastră. Adică nu e să avem noi infrastructură sau nu, e perete de stup peste tot. Și nu e groapă sau ceva de genul. Și dau băieții și ei dau sus. Dar... Păcărem o să acolo. Am mai luat ale vreo 2 pești, cred, sau 3. În dreapta noastră au și ei 3 pești. Deci e pe zonă peștere, ca să mă înțelegeți, nu pe standul ăsta neapărat, e pe zonă. Dar acum depinde fiecare, că tot zice lumea, nu contează nada, nu contează aia, nu contează aia, ok. Pe mine mă distrează la nebunie. Gândiți-o ca și filozofie pură, adică facem o discuție pe baza asta. Păi ce mă distrează când spune lumea că nu contează nada și momeala, este că inclusiv ei, cei care menționează chestia asta, nu pescuiesc decât anumite nade și momele. Adică nu contează, dar pescuiesc doar anumite chestii. Pe mie îmi dă cu virgulă aici, sincer să vă fiu. Nu prea o înțeleg. Dar nu mai zic nimic. Am mai zis eu vouă, ar mai trebui și câteva întrebări să spui așa câteodată la care să încerci să-ți răspunzi. Cum e cu aia, cu domne, la metod nu contează momeala. Bun, ok, nu contează momeala. Pescuiește lumea, l-ai luat? Pescuiește lumea cu frunză de salcie, cu cârligul gol pe metod, cu tot felul de chestii de astea. Da. Ia. Al treilea drill, da. Deci poți să pui orice pe cărlic când pescuiești la metod, că oricum nu contează. Bun. Eu n-am văzut în viața mea pe cineva în vreun concurs sau ceva de genul pescuiască cu frunze de salcie, cărligul gol sau alte chestii, da? V-am zis eu, trebuie doar să spui câteva întrebări și pe urmă îți dai seama de caracter, ca să nu zic altceva. V-am zis, fiți foarte, foarte critici cu oricine vă spune câte ceva, inclusiv cu mine. Filtrați prin rațiunea voastră și o să vă dați seama de foarte multe chestii. Cum de exemplu pescuitul, da, este frumos pentru că nu există cineva care v-a mai zis eu vouă că... Da. Nu, las că mă descurc, sărbule, tu fă-ți treaba acolo. Nu există nimeni care să zică, domne, pescuitul, am învățat pescuitul, știu pescuitul. Nu știe nimeni. Credeți-mă, că ai experiență mai mare, că ai cunoștințe mai multe față de altcineva, ok, perfect. Dar în permanență înveți. Nu contează cum te cheamă, cine ești și de unde ești. Am mai zis eu, de la partidă, înveți. Omor pe chestiile astea, domne, guru, profesor. Tot felul de chestii de genul. Da, frate, sunt unii care
au puțin mai multă experiență decât alții, dar credeți-mă pe cuvânt că toți au de învățat și toată lumea se chinuie și învață. Încearcă să înveți. Ia o să vedem, pune și noi camera aici să termina partea de filozofie. Poate se vede și aici ce facem noi cu coada de mincioc. A? Să nu-i dau brânci la cameră? Păi săraca, mai făcut o baie și tot aici. Adică cunoaște apa asta, nu-i problemă. Are același pH apa, da, e exact. Păi ce nervos e, bă, băiatule. Deci, ia zubii la doi, credeți-mă pe cuvânt și nu o spun, dă reclamă, dă ce vreți voi. E una dintre cele mai mișto bolți de pescuit. Pe lângă faptul că e super mișto amenajată, dar exact pentru pești ăștia. Deci te bați cu ei parte în parte, deci ești la război cu ei, practic. Și credeți-mă că nu e vorba de pești de 40 de kilograme mâncat. Dar pentru drill și mai ales la feeder, la alea e vis. Sârbule, eu să știi că încerc. Tu mă aștepți, am? O să țin și eu de el. Altceva n-am ce să-i fac. Nu mă grăbesc, dar și nici nu-i mare, frate, dar ăștia sunt cei mai nervoși. A? Mai nervos? Da, mă. Cred că alunecă mai bine prin apă. A, mă, ieși cu capul, bă, băiat. Ia, uite-l, mă, cum. Uite-l, mă. Deci numai cu coada pe sus stă, că stă cu capul în jos. Imaginează-ți. Ce? Are vreo 4 kg, da. Tu nu vezi? Îi luăm pe amândoi mincioc, da? Hai de cap. Păi nu știu, dacă l-aduci tu, ia. Adu-l încoace. Adu-l încoace, că luăm pe al tău primul, că văd că e mai cu minte. Hai, trage de el. A, uite, s-au întâlnit ăștia. Gata, ia-l tu. Și cu al meu. Mai ținem de el, ce să-i facem. Îl lăsăm pe sârbul să-și facă treaba. Ia uite, ia arată-o, sârbule. Stai așa să filmăm aici. Și nici alu sârbul nu e mic. A, uite ce frumos stai pești. S-a dat aici. Ce? N-are nimic, că nu sunt pe vârf. Doamne ferește, facem accidente. Uite, tot la... Are 4, 5, 4. Are, e frumos. Doamne, ce greu, și cu pește în drill. Și de filmat, și de... Și acum și cu munca de încărcat și aruncat. Deci n-am ce să fac, țin doar de el. Le dau aici. Ha? Ia, bagă și miciogul la el dacă tot. Hai că nu i-am scos vreo ăla, dar hai dacă ești pe la aici. Ha. Gata, că obosit. Uite că nu e. Ha? E mai mic al tău, cred. S-ar putea, dar stau la fel. Ia, că îi pune mai. Vedem acum. Cred că-s la fel. Ha? Ba nu, e mai mare ăla, parcă e mai grea. Aia. Oprim camera că trebuie să muncim repede să aruncăm. Coborâm spre sârbul care e în drill. Domnul sârbu e în drill, a luat un pește de mână, a vrut să se urce pe mal, a crezut că îl vede pe câmp alergând. Nu știu ce fel de pește am luat, pentru că e foarte nervos, a? Nu vrea să coopereze, vrea să-mi relanse. Tata. Vrea să-ți fure buta, a? Da, că și eu mai firav așa, vrea să mă fure buta. Hai. Că reușesc să-l obosesc eu pe el, înainte să mă obosească el pe mine. Deci, cum ziceam, pe zonă chiar e pește. Pentru că s-au prins și stânga noastră, au luat și dreapta acum în ultima perioadă. Noi ne-am întors pe două lansări fără pește, sârbule? Da. Bine, deci, tu însemnând una ta și una mea. Păi două lansări fără pește. Așa, s-a pus ceva vântul mai tare acum să bată și adevărul e că lansările alea le-am făcut puțin mai scurte din cauza vântului, pentru că burta, dădeam în clips cu burtă foarte mare pentru că o lua vântul firul și nu mai ajungeam la atât de aproape de mal precum aș fi vrut și presupunerea mea e că asta a fost și cauza pentru care n-am avut pește. Dar m-am declipsat și i-am mai dat ceva fir, vreo 4-5 metri de fir și am ajuns acum cu lansările astea ok.
Să sperăm că o să-mi aduc aminte, Sârbule, dacă nu mi-aduci tu mie aminte. Să-mi aduci aminte că dacă se oprește vântul, să nu le punem pe mal. Da. Așa e. Oricum, când este vremea așa de urâtă, în general, balta asta merge destul de bine. Dar totodată v-am zis, trebuie să nu uităm anotimpul în care pescuim. E noiembrie, peștii deja sunt adunați pe anumite zone unde le convine să stea și asta nu prea. Și vântul ăsta nu îi mișcă cum îi mișcă vara. Ok, îi mai mișcă, adică e clar că încep să se hrănească, dar presupunerea mea e că nu se miște chiar așa de tare pe zone, adică de aici să plece în capătul celălalt al Bălții, cum s-ar întâmpla vara, de exemplu, migreze în masă, chiar dacă migrează pe vânt sau din altă cauză. Dar oricum, în general, v-am zis, am văzut chestia asta pe mai multe bălți și când e urât afală, valuri, vânt, se hrănește destul de bine peștele. Deocamdată, doamnește, stăm destul de bine în sector. O sperăm că, știi, chiar vorbeam cu Sârbule. Cum e, Sârbule? Nu contează cum începi, nu? Da, contează cum termin. Contează cum termin. Întotdeauna. Am zis. Așa, e. O să fie interesant. Zic, oricum, cel puțin noi ne-am făcut damblaua. Chiar sincer vă zic că ieri n-am ajuns la antrenament, din păcate. Și nu știam cum a mers balta, ce s-a întâmplat, dar venisem pregătit pentru câțiva pești, 1-2 crape eventual și restul de cantitate din caraz, după cum am spus prima oară, dar uite că am tras un loc bun. Ia uite și la mine, Sârbule, a plecat și a mea. A plecat și a mea. O să trebuiască să te descurci singurel. Ia să pun eu aici camera. Să ne și vedem. Bă, băiatule, ăsta e al patrulea dublu drill, ești nebun. Ai văzut, mă, ce... Ai văzut ce înseamnă câțiva metri în plus lăsați de în clip, Sârbule? Toți peștii, v-am zis, pe solubile îți luați. Și câțiva centimetri fac diferența, adevărul ăsta e, Sârbule, ce vrei. Dar nu trebuia să spui și tu chestia asta. Da. După cum v-am zis, chiar... Deci locul ăsta a mers nesperat de bine, adică chiar foarte mișto. Ce brontozaur ai? Bă, e bine că se duce spre dreapta, că îl țin și eu pe al meu. Bă, nu știu, scoate-l, mai întâi îl scoci și pe urmă vedem. Mamă, chiar atât de departe, mă, Sârbule? Ia-l și tu ușurel la mal, că am și eu până când îl scot pe ăsta, îmi durează și la mine. Bă, dar ce te-a întins ăla din trăsătură, de nu mai știi pe unde să-i dai drum. Ce, mă, iar te-a întins? Iar te-a întins? A plecat iar, a? Ți-am zis, mă, deci nu... Deci, serios acum, Sârbule, baltă ca asta cu pești de ăștia așa de tâmpiți, nu, rar găsești. Ceea ce e foarte mișto. De mici? Da, nebun de mici? Da, și la 2-3 kg, da. Da, ce pățeam noi, dar la primul concurs de crap ce s-a ținut aici, ăștia, prima oară când au dat în piept cu ei cu lansete de alea groase, știi ce ziceau, știi? Au 8 kg, 10 kg, nu puteam să tragă de el, să-l încetă pe fundul apei. Și aveau 2 kg jumate, 3. Se uitau, faci, bă, dă-l dracu de pește, dar cum trage ăștia? Bă, adevărul e că știi care e diferența foarte mare, Sârbule? Are și grijă, frate, de apă. În fiecare zi control de pH, control de oxigen, intervine când e nevoie cu tratamente pentru pești.
Să știi, contează enorm, îți dai seama. Adică ăștia sunt pe sănătoși, frate, n-ai ce să le zici. Da, se vede, da, când scoți câte unul de ăsta zici că, bă, ăsta n-a fost prins niciodată. Opa. Bă, nu e de captură, dar e frumos. Vezi ușor cu camera, hop. Ți-am pus camera frumos. A? Te-am lucrat. Hai că o să încerc să o dau eu mai departe. Că o să dă el, da? Ia, ți-o dau mai aproape aici, na, să se vadă aici. Ce faci tu aici în apă? Ce se întâmplă în apă? A? Foarte nervos. E foarte nervos? Nu știu, tot la mare n-am pățit așa. Păi bă, nici ăsta nu e mic, mă. Parcă n-a fost așa. Dar poate am mai obosit și eu. Ai mai obosit tu, a? Bă, să știi că e foarte posibil și asta. Asta că mă duc eu mai încoace, că și al meu a luat-o spre dreapta, spre tine. Și trebuie să țin de el ca să nu să ne încurcăm. Se ține, a? Ce? Se ține. Se ține. Din păcate nu pot să prind eu cu camera ca lumea ce se întâmplă pe aici. Trebuie dată puțin mai în spate ce vrei aia. Să vadă lumea chinul tău. Hai de boss, sârbule, că e pește ăsta, boss. Iartă-mă. Patimile lui. Vrei să te ajut cu Miciogo? A? N-am înțeles. Să-l dau sub urte, sus. Îmi dai mie Miciogo că stau cu el în mână asta. Dacă e, ha? Te ajut sau? Ali? Hai că vine și frasul acum, stai niște. Eu l-am dus în stânga mult acum. Hai mă, hai. Hai sârbule, hai. Lasă-l jos din băț, bă. Dă-mă la mine. Dă la mine că nu poți. Hai, hai. Lasă că țin eu de pește în drill, nu-i problemă. A? Om al dracu, pește al dracu. Hai de capul meu, uite unde s-a dus ăsta. Am văzut, hai. Lasă. Băi, și eu sunt Costa Andril. Ce? Gata, dă-i drumul, dă-i drumul, gata. Nu iar. Vreau să văd. Hai, mersi de ajutor. Cu plăcere, pune la tavă acolo. A, uite pește aici, ce pală sârbă. Mamă, cât am mai animalul eu. Nu-i mic. Mamă, da. E, și acum, hai să vedem și cu mine. Vedem ce am luat și eu, să-mi eliberez și mie. Minciogul. Al meu nu e chiar atât de mare, stai liniștit. Bă, nu știu, sincer, abar n-am. Ne mai chemă la cântar ce mă lucru, că și așa aveam câți 40... m-am făcut de râs. Sârbule, da. M-am făcut de râs, bă. Am luat o salonțică. Ai de capul meu. Gata. O salonțică. A, nu, contează, frate. E bun că e. Dă bățul la o parte. Dă-l pe partea altă. Ți-l pun și pe ăsta aici, te ocup de ei, mă ocup eu de băț. Aia să-i băgăm și o bombonică. A. Niște negrese. Așa le zicem. Astea au făcut... Au făcut rezultat extraordinar de bun și când am avut concursul pe echipe, tot cu astea am pescuit. De acolo, dacă ați mai citit comentarii de la colegi, de acolo e expresia de negrese. Și mumela o să o punem la față, după cum se vede. Și acum cu lansarea. Deci nu... N-avem timp. Deci n-am încheiat bine cu aia doi și... Am luat pește acum pe lansarea asta.
Sârbul săracu mănâncă pe fugă, se uită la cronometru că îi știe că ce l-așteaptă. Da, exact. Eu sunt foarte curios de peștele ăsta, că după ce am dat, după ce am înțepat, bine, înțepat e un fel de a spune pentru că e metod, se înțeapă singur. S-a ținut acolo de zici că îl scoteam de sub pământ. Și nici vine destul, vine foarte greu și calm, ca să zic așa. Sunt curios ce pește o fi ăsta. De-aia am și dat drumul la cameră, că vă dați seama că nu cred că o să pot să filmez chiar toate drillurile. Adică, na, deocamdată nu cred că o să prind eu 500 de pești, să nu pot să filmez toate drillurile, doar că e destul de greu, uite, chiar și în doi, că sunt pești mari, e destul de greu să și filmez, să și pescuesc. Da. Nu ne bate în joc astăzi, dacă tot am nimerit pe loc bun și e super ok, ar fi păcat să pierdem unul în sector de aici. Pentru că e pescuit la crab și totuși orice se poate întâmpla. Plus de asta, cât mai avem sârbule? 3 ore? Cât mai avem? 3 ore? Deci aproape 3 ore. Deci ce am prins noi acum în jumătate de concurs se poate răsturna totul, vă dați seama, adică ai timp să iei bătaie. N-are niciun rost să te apuci aroganțele, că se poate întâmpla orice în pescuitul la crap. Tocmai de aia și spun că ok, stăm bine, dar e orice e posibil, mai ales cu vântul ăsta când îi întoarce pe toate părțile. Mai 2 minute să mănânce, bagă cu două mâini sârbule. Ia cu două mâini, frate. Mesteci în ce, mă? În ambele fălci mesteci. Hai că bă, asta n-am mai auzit. Nu prea îl cunoașteți voi pe sârbu, dar sârbu e maestru zicalelor populare. Este o enciclopedie în materie de așa ceva. Opa! Stai așa. Nu, no, cu minciogul. Am mincioc, sârbule. Să vedem aici, să încercăm să punem camera să se vadă cât de cât. Și să nici nu dăm aici să ne încurce. Hai, sârbule, să-mi acoperi camera. Chiar sunt curios, ce doamne iartă-mă o fi ăsta, sârbule? Că am mâncare pe zi, mă. Aul, te-ai necată? Bă, nu e, mă, bă, e frumos, mă. Dar nu e mare, avem mai mari prinși. Da, după cum spuneam, e rău. Ăla e mugat. Frumos și astea, uite. Hopa! Hai. Chiar așa, aia mai mari la mine. Deci n-am muncit zârbul în viața lui, ne-am mâncat astăzi. M-am muncit aici. Vai de capul tău, zârbul. Bă, sârbule, bă. Bă, plânge ăsta aici, a zis că moare de oboseală, bă, ești nebun. Cu tine ce dracu de vază? E mai rău. Căcat, mă? Sunt și eu. Cu tine te ia cu scaun. Mă aleg. Pe păsărică îl luăm pe lansări. Lansări pe cu mână. Pe lansări la Dala. În lungul mare. În lungul mare. În lungul mare. Mare.
Al patrulea sau al cincilea? Al cincilea dublu drill, frate. Al cincilea, bă, băiat. Bă, dar ce făceați dacă aveați patru pe alea tot timpul? Ce să le împleteam, macrameuri! Da. Două le aruncai fără cătele? Două erau pe mași, două încurcați. Sau le băgai pe bile de 25 de stai acolo, bă. Ce vorbești, bă, băiatule, bă, că trag și... Nu mai pot ești nemul. Dacă tu nu mai pot, ce tu la... Vorbește-mă mai frumos. Vorbești porcă, ți-i... Da, exact. A, nu. E și pe episodul 6. A, exact. Episodul 5, mă. Gata, domn. Vecinii de acolo au și dublu drill și vreau să se laude. Dar ei nu știu că au aici la da. Deci laudăm vecinii de vis-a-vis, de lângă noi, de aici, care sunt și ei în dublu drill. Leamă, să vedeți și voi cum e. Aveți două, aveți două mincioage? Da. Unu doar? Două. Două, mă, a, ăștia stau bine. Doi, da, doi. Da, mă, noi de-aia prindem vorba lui Sârbu. Noi de-aia prindem câte doi odată când avem decât un de-asta, să ne chine pe aici. Noi n-am venit pregătit pentru. Ne-au luat pește prin surprindere, mă, Sârbule. Cum o ia pe ăștia de la primărie, iarnă. Chiar că. Da, du-ne pe ăștia, ce fie că poate să vină. Cum mai țin de... mai țin de... Întoarce-mă bățul invers să mă lines cu dreapta. Nu, uite că dacă mă duc în parte... Bă, băiatule, bă. Pune, bă, și tu mâna pe aia și adu-o mai aproape să ne filmezi și pe noi pe aici, cum ne chinuim într-adevăr aici. Așa. Fă... Close-up-uri, a? Stai tu trepied? Sârbule, al meu e mic, bă. E mic, dar e nervos, a? Bă, și eu vreau să-l scot repede, ca să pot să te ajut. Da, uite, bă. Gata. Ușor să nu te lovesc. Băi, mă, sări. E greu, bă, și cu o mână, și cu... Ha? Să nu-l bat pe domnul arbitru. Nu-l bat, sărbule. Dar ce crezi că fac eu acum? Opa, așa. Ia aici, să punem peștele în sac. Tu vezi, mă, ce filmezi acum? Foarte bine. Culorile le vedea. Da, negre. Iau terenul care uși captura. A scos cu rapid. Ai scos trampi, ce-ți băie? Ce-a scos ăla? Trampi, nu. Eu vă zic că iau să trag amândoi două peste. Ce-i luat în față? Bă, nu-mi filma crăpătura. Așa. Oricum nu intrăm. Ha? Nu intrăm. Faleza Dunării. Lunca Dunării. Cred că pe ăsta îl scoți mașa a doua. Așa ceva. Îl scoate mâine pe ăsta, a? Cine face ca mine, ca mine. Adică ce, mă, să nu vină cu mine la pescuit? Să nu vin la crap. Să nu mai vin la crap, a? Bă, nu știu. Hai. Bă, zi mersi, ne distrăm astăzi, că mâine... Mâine nu se știe. Da, mă, stai niște că m-am până în carc, până... Dau până... Tu să relaxezi fesele acum. Ți-a intrat pe înaintaș, a?
Trageți-l și tu dreapta acolo, mă deranjezi pe mine aici, da, că... Eu trebuie să lansez sârbul. Bă, da, voi observați ce voie bună e când prins pește? Da, da. A? În partea aia depresiv, da. Păi da, și la mine la fel, când nu prind pește, tot depresiv și Xanax, da. Păi, zic așa, da, ca idee. E frumos când prins pește, când... Ce recustăm? Bă, e bine, când e bine, când, da, e bine să fie bine. Rău să nu fie, că e nasol. Bă, nu mă mai râde, că mă greșești. Ah, ți-am zis că mă greșești. Mi-l aduc aici. Te-a luat de dege? Nu. Ți-am zis că alt dege nu mai avea, mai grijă de el. M-a tăiat, normal că... Mamă, ce tăietură mi-am făcut, bă, băiatule, bă, ca băiat. Ce? Am uitat, bă, să strâng frâna, că m-am grăbit. Ce? Să că iese sânge acum. Vezi că pleacă coada de miciu. Sârbule, m-am accidentat. Cine mai aruncă? Am belit cu amândoi, da. Cine mai aruncă, frate? Ia, mă arăt, dă-mă, ia uite. Frumos. S-a adus. Și... Da, nu, a fost... Am uitat să o... Dar n-a fost de la mine. Nu de la tine, de la mine. Nu, mă, am uitat să strâng frâna. Și eu, cum nu folosesc degetar, că nu-mi place, plătesc. Dar știi că acum toate lansările, de acum încolo, toate o să fie fix pe tăietura aia, nu? Păi acolo, în găurică, da, o să agațe fir. Bune cârlige, a? Lasă-o, că lumea zice că după un pește se duc, după alea, la, uite aici, pești. Ia să vedem, sârbule, dacă mai pot să mai arunc un cățeș. Că e jale la mine. Ce? Ai, vedem. Mi-a mai rămas un vârf de deget. Bun. Uite, vezi că nu mai pot să mai arunc? Dau plasă. N-am mai arunc. Dau plasă. Las colas pe asta acolo deocamdată, cât unde s-a dus. A? Da. Oprește, că trebuie să mă duc să mă pansez. Și cum ziua mergea prea bine ca să nu se întâmple ceva, am reușit, am băgat minciogul la un pește. Coada de minciog am băgat-o sub scaun și când am ridicat, am tăvălit scaunul, tot ce era pe moasă a aterizat în apă. E o jale generalizată aici. Solubilele săracele astea erau într-o pungă și au luat apă. Avem toate momelele puse la uscat aici. Pe masă mai e puțină nadă. O să trebuiască să fac sarea. Ia să vedem sârbul ce a înțepat acolo. Și ca să fie făcut, e pește, un sârbule? Ca să fie făcut, am rupt și un vârf la o lansetă. Țigările, apă. Bă, am făcut eu ce am făcut, le-am făcut pe toate azi. Nu știu cum, am reușit. Am prins și... Da, e cert e că, pește. Da, adevărul e că am prins pește. Foarte, foarte bine a mers astăzi. Stau și aici jos. Să ne vedem aici și cu domnul sârbu, să poate reușim. Așa, oarecum.
Vezi cât capul. Cred că nu ți se vede capul, dar nu mai contează. Mers foarte bine astăzi și încă mai merge. Am aflat că de fapt concursul durează până la ora 4. Deci săracul sârbu. Avem prelungiri. Sârbu își plânge în pumni. Deci după ce că se plângea el că n-a muncit atâta în viața lui, o partidă pescuită, a aflat că trebuie să muncească și încă o oră în plus. Exact ce-i place de sârbu, munca. Da, deci cam asta făcurăm noi astăzi. Cel puțin până acum, Doamne ferește, de mai nasol. Am avut, evident, am avut și noi captura cu 10 kg 750 și a luat cineva cu 300 de grame peste noi, logic. Asta e norocul meu, sârbu n-are nicio vină aici. Am zis că tot îmi doresc captura aia, dar nu. Așa. Mai e și mâine zi, da. Mai avem o oră? Aia e viața, na. Poate o fi aici. Nu, nu e aici, nu. Nu e aici, că țipai tu. Trăsăturile au venit constant, să știți. Deși stânga-dreapta s-au prins sporadic pești, câte unul, câte unul. Și vă zic, nu e chestie de... V-am mai explicat, de fapt. Nu o spun ca și o reclamă sau astea, dar v-am zis. În momentul când e vorba de crab și e vorba de pește mare, dacă nu dai pe o structură undeva unde îl poți ține de prafuri fine, am zis, dați-o una de granulat. Da? Pentru că nu poți să nădești acolo cu metodul, nu duci suficient de mult praf să zici că mănâncă praf de la de-i sar capacele. Trebuie să găsească niște granule, trebuie să lași. Noi lăsăm la fiecare metod, lăsăm măcar atât. Dar astea sunt sute de micropelete, nada are granulație medie, deci tot rămâne ceva acolo și de-aia probabil, adică nu probabil, eu sunt convins că de-aia ne-a și rămas peștele acolo, deși v-am zis, pește au prins și vecinii și în dreapta și în stânga noastră, aici pe zonă cel puțin 2-3 standuri a fost pește, dar am fost singurii care am fost constanți și ăsta este motivul. Mers foarte bine pe aceste solubile de le-am întestat și nu le-am schimbat. Cele de s-au udat acolo, e un alt sortiment. Și cu alea sunt încercate mai de mult timp decât sunt astea, dar câtă vreme ai rezultate pe o momeală, eu nu văd sensul pentru care trebuie să o schimb. Dacă asta i-a plăcut peștelui, aia i-o dai. Și aici când e vorba cu solubilele astea, i-a rupt înaintea și uite că a mai făcut una. V-am zis eu că trebuie să mai întâmple ceva. Adică ce? Nu era înscris. Ai, n-ai ce să-i faci, sârbule. Se întâmplă. Ia și bagă prin inele. V-am zis că trebuia să mai întâmple ceva, nu? Am prins eu bine. Era frumos, da? Aia e, sârbule. Da, bine că nu stăm într-un pește, adică avem un avantaj suficient de confortabil. De-aia nici nu mă acit și nu plângem pe aici pe ponton. Dacă eram în altă zonă unde nu aveam atât de mult pește și nu prindeam atât de bine, poate că ne dădeam cu pumnii în cap. Am făcut și un degetar din leucoplast. Da, vedem acum. Spre final, ce se mai întâmplă, am sărit de cât avem sârbule până la 130 de kg avem? Acolo. Păi am avut 129 și mai avem 2 saci, da. Nu? Păi deci am sărit, 130. Ceea ce e mult, adică, na, ok, se pescuiește și cu două lansete. Recordul în materie de concursul de pescuit la feeder aici îl deținea Vilău, care a luat vreo 82 de kg, dar el a fost singur săracul pe ponton. Deci singur a luat cantitatea asta. Sârbule cred că trage la aia. Hai că leg eu acolo, dă încoace. Mersi. E pește acolo, nu? Da, ia, în țeapă. Da, mă, da. Eu așa zic. Hai, mă, că e pește, mă. E pește sârbule. Sau mulinează, ia și mulinează și... E foarte mare burta firului din cauza asta, dar eu zic că e pește. Avem? Sau nu avem?
Caras? Nu vreau să spun ce azi. Caras? Nimic. Cum mă, nimic? Nimic. Hai mă, n-are cum. Păi aici, da? Da. S-o fi mișcat cum? Da, nu știu. Dar s-a detenționat aia. Mă rog. Deci, cam asta este update-ul. Te aștept să scoți, că nu mai n-am niciun drăgan. Te aștept să scoți, o arunc eu și pe urmă mă apuc să o fac și pe asta. Aia. Muncă, muncă și iar muncă. Și iată că ne apropiem încet încet de final, Sârbule, nu? Apropiem cu pași repede, da? Mai... Încheiem în forță. Am terminat berea. Ai terminat berea, gata? Stai, gata, e da. Ești trebuie să... Nu prea mai vrea să... Da, am mai rărit puțin peștele, am mai ciugulit așa, unul, unul. Am mai luat și vreo doi carași, dar... Acum s-a mai calmat puțin vântul, mai devreme bătea puțin de tot mai tare și mă cam chineam așa să mai ajung acolo. Probabil am obosit și eu. Da. Ce vrei, aia e. Foarte, foarte productivă partida de astăzi. Deci nu avem cum să ne plângem. Am ajuns pe undeva pe la, cred că avem 150 de kilograme. Cred că am avut în jur de 126 sau 129, 129 parcă la ultimul cântar și mai avem. Să sărim de 150 de kg. Da. Ceea ce sincer să vă fiu, n-am prins pe balta asta atât de mult pește de pe un ponton, chiar la plăcere venind, unde nu e presiune pe baltă. Deci fără urmă de dubiu că zona a ținut pește. A? Ai un caras? Pentru că mi-a slăbit. Poate o fi crap. A? E crapă? E crap. E crapă? Ia uzi. Hai că am mai avea și o trăsătură în direct. E mă crap sau nu e crap? Așa zic, da. Da, iată. Măcar încheiem cum am început. Încheiem rotund, nu? Cu un drill. Aia-i, Sârbule, n-ai ce să-i faci. Munca-i muncă. Mă tot uit la mea și parcă am văzut eu că... A venit... Cât am? 11.36. Majoritatea peștilor au venit în jur de 11 minute. Ia stai să mai slăbesc eu că puțin vârful. Că l-am... După ce lansez, este clar că... Am o burtă imensă de fir, pe lângă burta mea, la fir mă refeream acum. Și după ce e strâng, avem și momitoare de 80 de grame, deci e greu să le dislogi pe alea și las vârful foarte, foarte înconvoiat ca să își tragă singur să îndrept firul. Și era foarte înconvoiat, rămăsese semn că nu mai avea ce să își tragă din burta de fir. E ok, e la drept și i-am mai dat câteva spire invers ca să vedem totuși o trăsătură, că era săracul, zici că pleca lanseta după sport. Tu am zis frumos. Mai era o chestie pe care am uitat să vă menționez, că tot v-am vorbit de nadă, de particule și cum a fost făcută și de ce. Eu prefer, v-am zis de fiecare dată, prefer ca nada să o fac puțin subumectată și rezistența dată în lansare și la impactul cu apa să o dau dintr-o presare suplimentară. V-am explicat de foarte multe ori de ce, vă mai menționez și acum. Încă dacă este subumectată nada, indiferent cât de tare o apeși, îți rezistă la impact, că îi zici că e pietroi, dar odată ce este în apă, începe și se desface destul de repede și uniform. Ceea ce mă interesează, v-am zis, deși am venit de câteva ori cu ceva nadă pe momitor, alea au fost trăsături destul de rapide, pentru că nada am strâns-o în așa fel încât să se desfacă cât de cât mai lent puțin, pentru că majoritatea trăsăturilor au venit, nu cred că am avut sub 9 minute de Sârbule, nu? Foarte puțin, eu am avut. Două sau trei, 4-5 minute, dar nu... Ai vorba de... Au venit, da, acolo, la
Gândiți-vă că astăzi am prins undeva la 20 și ceva de pești, nici nu le știm șirul sârbule, nu? Fără caraș, vorbesc de crapi, 20 ceva de crapi, peste 20, așa. Și au fost doar doi care s-au întâmplat, deci au, oricum trebuia să strâng nada puțin mai tare ca să se desfacă și fiind și încărcare dublă, deși încărcam dublu, oricum momeala întotdeauna era la față, adică momeala, când ai metodul nadă, momeala era prima, pentru că v-am mai zis partea frumoasă. Lasă că pun mâna și pe micior. Partea frumoasă cu solubilele este că sunt hrană în sine și indiferent dacă o ai pe metod în grămada cu nadă sau lângă momitor, nu contează pentru că e mâncare în sine și îl prindem. Ultimele 5 minute. Eu auzi, mă, sau. Ce? Păi da, nu știu, ne uităm pe ce. Să vedem aici unde e peștele. Bă, e frumos și ăsta, da? Poate face și noi o poză și cu peștele. Avem o singură poză, că ne-am adus aminte că bă, ar fi mișto să facem și noi o poză cu pești. Ai de capul meu, bă, pe asta n-am făcut-o până acum, sârbule. Și numai în direct. E a doua oară. Da, mă, dar nu ți-a rupt, acum ia sări câligul. Ce să mai, acum... La mânia pe Dumnezeu dacă îmi spune că nu avem pește. Aia. Mai contează. Încărcăm și zici tu că mai avem timp? Mai avem, mai e unul? Ha. Încărcăm, că mai avei. Vrei tu să mă mai chinui să mai lansez o dată, nu? Mai avem 10 minute? Da, 9 minute? Bă. Știe că te aduc cu cârligele, da? Avem. Strânge-i frână. Avem... Avem. Degete cam nasol. Avem șansă. Cine și-a băgat cârligul unde? Păi, bine. Doctorul se operează singur, mă. Da, chiar, bravo. Ce? Bine. Avem doctor, mă. Bun, s-a vaccinat singur în deget. A. E intrat destul de urât. Mamă, bă, ce mă. Hai, mă, că asta vine repede, sârbule, simt eu. Da, mă, dar mă oftic pentru că l-am pierdut aici. Bă, nici n-am avut ocazie să bag minciogul, adică nu e că am lălăit-o. N-a fost încercat. Sârbule, ți-am mai zis eu și am zis-o de fiecare dată. Exact, dacă nu scrie numele tău pe pește, asta e viața, n-ai ce să-i faci. Câteodată greșim și noi, dar sunt momente în care pur și asta este, adică la... 20. Să zicem că la ăla care ne-a rupt înaintea și că l-am forțat și eu puțin. Dacă, da. Asta chiar... La ăsta a fost cu intenție, a fost cu direcție. Uite și pe vecinii, acolo, dublu drill. Acolo. A început târziu. Ha? Bă, n-au început în ziua, au început de vreme, au fost primii care au prins pește. Aveau doi pești înaintea noastră, noi nu avem absolut niciunul. Au început târziu cu dublu drill. Aaa, am înțeles. Da. Bă, asta este, sârbule. Da, mai e și mâine o zi. După cum bine a zis, nu contează cum începi, contează cum termini. Și de terminat e vorba de finalul concursului. 53. Astăzi e clar că în sector facem unul fără urmă de dubiu. Nu avem nicio panică în privința aceasta. Dar contează și rezultatul de mâine. Vedem ce și cum. Oricum, cred că aici o să încheiem, că nu cred că mai e timp de al pește. Sau dacă o fi frun drill. Dacă e să tragă, da. Teoretic, e cu pește în drill. Adică... La tine, dacă și-ar păstra timpul, da, tu te apropii de 11-12. Da, mi-a căzut și mie, mi-a căzut cronometrul în apă și s-a dus. S-a înnecat și de-aia nici nu, eu nu mai am... Să, la tine să vină prima trăsătură, ce? Da, că îți mai de mult timp în apă. Dar oricum, vă dați seama că până la final nu le scoatem. Că n-avem de ce să le scoatem. Și pe urmă urmează partea aia frumoasă, sârbule, de ne place la toți, nu? Să strângem. Să strângem. Dar măcar acum suntem doi cu sculele la unul. Da, adică
Avem alt spor. Ia uite. Exact ce ziceam. Bă, da, trăsătura a fost foarte frumoasă, dar peștele, peștele lasă de dorit. Bă, nu știu ce e, dar am mai avut eu unul de s-a dus și am zis că e caras, dar n-a fost caras. Dar asta vine foarte repede încoace. Adevărul că am mai avut un caras, dar tras mai frumos decât toți crapii la un loc. Posibil să fie și asta. A, verificăm totuși frâna. Păi și celălalt a venit la fel și când s-a dus și a început să ia fir, s-a dezgățat direct, a spart valul. Vreau să o dăm și să apă la celul de... Să-l băgăm la apă? Nu, e un sârbule, n-are cum să fie stăcat. Nu are cum. Și ai văzut ce trăsătură frumoasă a avut? Nu, nu are cum. Dă-l încolo. Aici nu există ciortan de jumătate de chil. L-am luat pe caras. Ia uite, doamna. Ia vină tu încoace că nu te mai scoatem cu miciul. Uite pe domnul caras. Hop. Pardon, scuze. Ai. Aruncă-l în cuvetă. Păi și mic carasul, adică la ce există aici în gârlă, e și mic și ai văzut trăsătură pe el, nu? De la 100. Da. Bă, deci mi-a dat trăsătură, am zis că tip, deci nici n-aveam dubiu că e crap. Deci nu aveam dubiu. Dar uite că nu. Deci acum speranța e la tine, să înțeleg, nu? Da. Nu prea mai mâncat de ce. A? Păi, dar nu te încadrezi tu și te aștepți la mine să mă încadrezi? Nu, dar acum ce să faci? O lași pe mală? Nu o las pe mală, îți dai seama. Încercăm. Ha? Mai sunt 3 minute. E bine că m-a agățat și de deget. O intempestivă. O plecare de-aia intempestivă. Mamă, ce burtă a făcut. Așa o la sârbule tensionată la maxim, să se strângă, ia. Am aruncat și prost ultima lansare. Ce zici, opresc camera sau ne facem în continuare dărs? Eu zic că mai prinde un pește. Mai prinde un pește, a? Hai. Sau cel puțin mai... Bă. Avem timp să scăpăm unul, să ne căm. Da, hai să zicem așa. Dacă nu mai prindem un pește, o să povestim mâine cantitatea de astăzi. Vedem ce o să facem și mâine. Așadar, astăzi s-a terminat cu bine. Au fost și cu peripeții și cu de toate. Mâine ne revedem cu o nouă zi de pescuit. Cu marea captură, sora. Și marea captură, da. Deja s-au ajuns la 11 kg. 11.600, trebuie să dăm. E greu. Da, o să fie greu pentru că sunt destul de... Exact ce zici. Mă, las-o, dracu să rul. Te-am văzut direct, șarpe. Eu ți-am zis să lași camera dată drumul că... Ce vrei, dumne, n-ai ce să-i faci. Pe ăsta-l mai scapi sau? Doamne, ferici. Hmm? Bășe, ia uite-o, na. Terminăm și noi cu un drill. Cu domnul sârbul la drill, normal. Îmi fac încălzirea la mincioc, sârbule? Hai că mai ai. Mai am de stat, mai a? Ai de stat până la mincioc, mai avem. Pare mare, dar e crap. Bă, ai vrut să bagi și celălalt sac la apă, nu? Da, exact. Ai, da. Ne făcurăm, ne-am făcut target. Am simțit că trebuie să mai vină unul să nu încheiem așa. Cu pește scăpa, da? Nu se știe. Păi dar stai, mă, nu încheiam cu un caras? Nu încheiam cu un caras? Un caras. Păi ce, ăla nu mai e pește? Este. Păi cum să nu fie pește? E pește. Păi, coadă, cap. Hai. Te-ai supărat pe noi, ne-ai întors spatele? Da, mai e o parte în spate, nu?
Te mai apleci și pe dreapta, că poți stânga deja. Gata, pește în drill! S-a terminat concursul nostru. Hai să scoți o lanseta. Ah, ar fi o idee bună să mă declipsez, sârbule, nu? Să o declipsez. Lasă-mă, mai clipsăm o dată aici, ce mare lucru. Dacă am reușit asta să dau aici, încercăm și mâine. Scot lanseta ca să îți fac și loc. Au! Mi-am dat cu mulineta peste dăște, bă. Peste dăște, da, exact. Am pus mâna pe blanc, m-a durut, știi, de la tăietura aia și când l-am ridicat degetul, am dat direct în pică. Mi-am dat cu pica pudă. Mai dușmănie, păi, când mai treci, mâine degetul. Bă, mâine trebuie să caut degetarul ăla, bă, că nu... Ai văzut ce prost aruncă? Mi-e frică, mie. Păi nu, dar întotdeauna se taie în același loc, aia și sapă, nu mai e mult. Da? Nu mai e mult până la os. Uite, de exact de ce ziceam, că am aruncat mai devreme. Uite, e scos, mai are puțină nadă. Cu el, momela e intactă. Apropo de momeală, poate o să vă întrebați de ce este prinsă așa, adică e băgată pe mijlocul peletei, sper se vadă, și nu e băgată normal, ca să zic, adică așa. Da, nu e nicio chestie. Problema, uite, a crăpat deja. Problema rezită la mine, pentru că am greșit mixul, adică am greșit mixul, nu a fost, a fost foarte uscat când l-am rulat. Și tocmai de-aia au prins gol de aer pe mijloc și nu stau foarte bine în sting. Dar de asta îi spune perioada de teste, mi-am dat și o seamă. Pe mine ce mă interesează, văd eficiența și cum răspund peștile aia. Deci de-aia ați văzut probabil și la mincioc și la asta că e băgată invers, să știți că nu e niciun fel de jmecherie sau secret. Pur și simplu e băgat așa pentru că nu poți să o bagi altfel, normal, pentru că e gaură, e gol de aer pe mijloc și nu stă stingul ca lumea în ea. Asta, ca să o clarificăm. Zici tu ceva de mincioc? Gata, acum, iartă-mă. Hai să vedem. Ultima oară când am vrut să bag mincioc, i-ai dat drumul sârbul. Acum, e ok? Ha? E mai mic ăsta? Am o scoate doar buzele puțin afară. Eu vreau, da. Că mă duc eu după el dacă nu te duci. Bă, e frumosel și ăsta, de ce zici? Are? Și eu zic că are 5. 5 are. E bun. Bun. Așa, dar vezi că am încheiat cu un crac. Ce, mă, uite-te și tu, stai așa să îmi fac aici. Să ne uităm aici mai atenți la ei. Deci n-ai cum, uitați-vă și voi cum arată un crap aici. Deci este absolut impecabil peștele, da? Da, uite. Deci e absolut impecabil. Foarte frumos pește. Așadar, să ne revedem cu bine mâine, sârbule. Fă-și tu cu mâna, mă. Mâine să sperăm că o să avem aceeași soartă. Adică să tragem la fel de bine. Că de descurcat ne descurcăm noi cu peștii. Câtă vreme există. La revedere!